Salutare, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă ediție Mixum. Astăzi vă gătesc din nou ciuperci. Cei care ați supraviețuit rețetei precedente, vă mai amintiți de iasca galbenă, ciupercă ce se găsește din abundență în delta Dunării, primăvara și toamna, mai ales după ploi. Nu numai în delta Dunării, ci în toată lunca inundabilă a Dunării găsiți această ciupercă. Există și prin pădurile de deal, de câmpie, căutați-o, identificați-o, e ușor de găsit. Vedeți la rețeta trecută ce v-am povestit despre ciupercă la finalul rețetei și cum o găsiți și o identificați. Astăzi nu vă mai fac o rețetă 100% vegetariană, pentru că o fac cu sos de ciuperci, unt și brânză. Dar este tot o rețetă ușoară, ușoară de mâncat, ușoară de făcut. Nu necesită mari cunoștințe de bucătărie și nici prea multe ingrediente sau complicate. Astăzi vom folosi din nou ciupercile opărite, la fel ca și data trecută. Dacă vreți să vedeți cum se opăresc niște ciuperci, revedeți, vă rog, rețeta de data trecută. La fel, ulei de măsline cu sos de chili, un pahar de vin, puțin unt, telemea rasă, smântână pentru gătit, usturoi, câțiva căței de usturoi, câțiva, vreo 10, nu vreo 2, ca să dați un gust bun mâncării, o ceapă albă tocată, rucola pentru la final și de condimentat, astăzi o să folosesc zatar. Zatarul este unul dintre condimentele mele preferate. La final am să vă povestesc un pic despre acest condiment. Cu ciupercile vă lămuriți din rețeta trecută, despre zatar vă povestesc astăzi. Și tot pentru la final mai am pătrunjel verde. Ne mai trebuie evident o tigaie, la aragaz să ne apucăm de gătit. Ulei de măsline. Sare grunjoasă. Ceapa și usturoiul tocate. Ceapa și usturoiul le las doar un pic să înceapă să se călească, doar să înceapă, nu le topesc. Urmează ciupercile. Vreau să-mi fie luate de ulei și un pic prăjite toate ciupercile. Condimentez cu zatar, pun două linguri zdravene de zatar cu vârf. Zatarul este un condiment foarte prietenos, nu iuțește, nu amărăște, nu face nimic, doar dă gust, un gust excepțional și mai ales toate ingredientele pe care le conține sunt foarte sănătoase. Gustați, preparați cu zatar și o să vedeți cât este de bun. S-au amestecat gusturile, ingredientele de până acum, este timpul să vin cu smântâna. Și o subțiez cu puțin vin ca să poată să fiarbă. Nu-l pun pe tot de la început. Vinul pe care îl folosesc astăzi este un Chardonnay Dobrogean, foarte bun, foarte aromat și care va lăsa un parfum floral foarte interesant. Acum așteptăm să fiarbă și să scadă. Sosul s-a îngroșat deja, dar îl vreau mai fiert, așa că pun și restul de vin și îl lăsăm să scadă. Până scade sosul, ghiciți cu ce merge foarte bine acest preparat. Cu ce să-l mâncați alături? Da, merge cu un orez, merge foarte bine gol, așa cum e, dar cel mai bine merge cu o friptură de oaie alături. O oaie făcută pe grătar este ceva de vin. O oaie dobrogeană, oaia care mănâncă iarbă verde tot anul. Toată iarna în delta oile au iarbă verde. Gustul cărnii este diferit de al oilor pe care le știți dumneavoastră, cu acel iz puternic de oaie.
Oaia dobrogeană nu miroase. Este mult mai fragedă. Încercați și o să vedeți ce diferență uriașă este între o oaie dobrogeană și o oaie de la munte. Puteți să puneți alături și o friptură de porc, nu contează. Încercați! Mai trebuie să stea 2 minute și apoi pun și brânza rasă. Cred că ați tot văzut în rețetele mele că folosesc telemea veche de oaie. Îmi place maxim. Când se usucă, când se învechește, gustul se accentuează maxim. Este bună și cea proaspătă, dar cea pe care o prepară ciobanii din Pardina pentru iarnă, o brânză mai strânsă, mai sărată, care se învechește foarte bine și capătă un iz fabulos, această brânză mă va ajuta și la gust și să-mi închege și mai bine sosul ca să-mi stea lipit de bucățile de ciuperci. Un minut și le pun, și pun și brânza. Adăugăm și brânza rasă. Și acum câteva minute să se topească brânza, să se amestece gusturile, să mi se îngroașe sosul și să-mi pătrundă ultimele arome în bucățile de ciuperci. Trebuie amestecat tot timpul de acum pentru că sare ca naiba când se îngroașe sosul și stropiți tot. Bobele. E gata. Acesta este preparatul nostru de astăzi. Știți cum miroase? Folosesc mai degrabă un bol decât o farfurie, pentru că e destul de lichidă și nu vreau să dea pe din afară. Să știți că și la gust se combină foarte bine cu rucola. Dar am nevoie și de o culoare complementară la acest preparat, pentru că fiind ciuperci maronii cu sos maroniu, vreau neapărat o culoare în plus. Pătrunjel și culoare și aromă. Și acesta este preparatul nostru. Încă o dată, știu că mă repet, știu că vă pisălogesc. Căutați-vă ingrediente naturale și gătiți-le. Veți vedea diferența atât de gust cât și de felul în care vă veți simți față de tot ceea ce este pe piață. Să vedem ce am făcut. Frige. Nici nu știu să spun ce îmi place cel mai mult de aici. Ciuperca, aroma de usturoi, gustul puternic dat de zatar, sosul cremos, textura ciupercii, textura asta ca cărnii de pui, dar nu carnea aceea de pui moale, ci carnea de pui de țară. Este o ciupercă deosebit de gustoasă, iar când o găsiți pe copaci, găsiți cantități mari. Pe lângă faptul că o puteți găti proaspătă, puteți să o puneți la murat, puteți să o tocați, să o băgați la frigider. Am mâncat undeva chiar sarmale de post făcute cu ciupercă dintre aceasta, cu iască galbenă tocată la cuțit. Nici n-am știut ce mănânc. Incredibil de bune. Ceva de vis. Atât am avut pentru astăzi. Rămâneți să vă povestesc, dacă vreți, rămâneți să vă povestesc despre zatar, dacă nu, ne vedem într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc de vizită și gătiți cu drag, gătiți cu inspirație, gătiți cu ingrediente naturale și cu gust. Mulțumesc! Înapoi vă rog un pic, subscribe! Mersi! Între timp, despre zatar, am făcut un film separat.
Vă las link aici pentru a fi mai ușor de urmărit. Vă mulțumesc!